Întâi a fost Hristos și a fost drumul spre teologie și în anul 3 de facultate la teologie pastorală am avut colegi de la artă sacră. Ei pictau în cameră și așa am spus că vreau să încerc și eu să pictez o icoană. Și a fost ca o dragoste puternică la prima întâlnire și am știut din acel moment că asta e vocația mea și asta e drumul meu. Dar a venit și preoția. Ne-a luat ca și familie chemarea aceasta așa prin surprindere, dar dacă e ca pe o chemare de la Hristos, nu există decât un răspuns. Acum Dumnezeu te-a chemat să faci și icoane vii, nu numai icoane pe lemn, i-a spus duhovnicul atunci când a venit chemarea spre preoție. Originar din Ținutul Neamțului, părintele Răzvan Florin Gască a studiat teologie pastorală și artă sacră la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași și teologia icoanei la Institutul Saint-Serge din Paris. Sunt din Piatra Neamț, am avut așa un parcurs, mi-am dorit să merg la seminar, dar până la urmă am făcut liceu de informatică, psihologie, teologie și după ce am ajuns la artă. A fost o încercare, dar mi-am dat seama că nu e drumul meu. Adică au fost doar 2 ani de psihologie și după aceea a fost teologia. Și am terminat facultatea în 2000, teologia pastorală, după aceea artă sacră în 2004. Am făcut un master la Saint-Serge, la Institutul Saint-Serge în Paris, pe teologia icoanei și fiind artistul familiei și persoana mai flexibilă, viața ne-a dus aici, soția și-a făcut doctoratul aici și după ce am rămas. În iconografie, ne spune părintele Răzvan, cel mai greu este să fii în starea pe care Dumnezeu ți-o cere pentru a putea zugrăvi un chip îndumnezeit. Calitatea duhovnicească a unei icoane este mult mai importantă decât calitatea artistică. Ideal ar fi ca o icoană să le aibă pe ambele. Nu sunt lucrări ușoare sau grele, toate sunt grele, fiindcă e vorba de a te pune în starea de a crea și, de fapt, de a avea o stare duhovnicească, o stare sufletească potrivită icoanei. Provocările nu sunt de compoziție sau de complexitate a icoanei, însă, în general, icoana Mântuitorului mi se pare cea mai grea, dar și cea mai frumoasă. Și Maica Domnului, dar Maica Domnului mă simt mai apropiat și în general cumva lucrează și Harul Dumnezeu și dincolo de neputințele noastre lucrează Dumnezeu în viața noastră și în icoană. De exemplu, mi-aduc aminte o provocare, la un moment dat am făcut pentru Mitropolia Moldovei, când a venit mâna Sfântului Maxim Mărturisitorul la Iași. Am făcut o icoană cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, cu scene din viață. Și Sfântul Maxim ținea un papirus în mână și lui a fost tăiată mâna dreaptă. Și mâna dreaptă cumva venea așa din spate, dar mie mi se părea că e ruptă, nu se vede tot antebrațul. Și m-am chinuit, am făcut mâna dreaptă, am dat-o jos, cumva am pictat-o din nou, iar eram nemulțumit. Și m-am dus la părintele duhovnic și îi spun: părinte, nu știu ce se întâmplă, nu mai e, ori sunt nepriceperea mea, ori nu știu ce se întâmplă, că deja lucrez de 3-4 zile și eu sunt mai în urmă decât eram acum 3-4 zile, am dat tot jos. Și mă întreabă: păi, Sfântul Maxim Mărturisitorul cum a mucenicit? Printre altele a fost tăiată și mâna dreaptă. Și la care mână te chinuiești? Păi la mâna dreaptă. Zice: păi, gândește ce durere a simțit Sfântul Maxim, ce suferință a fost pentru el că nu mai putea să scrie. Și măcar și tu care pictezi icoana să simți puțin din suferința asta. Și am dat dreptate, am venit acasă, am pictat mâna dreaptă într-o oră jumătate, era gata. Era Sfântul Maxim, adică era și cumva provocarea asta să simt puțin stres din suferința pe care a trăit-o el, dar e și nepriceperea mea, a fost ultimul gând. Și după aceea aveam pensul la mână și aveam o hârtie de calc pentru text de la papirus. În mâna stângă aveam pensula și cu hârtia de calc vreau să potrivesc, să văd cum se încadrează scrisul. Și după ce a apărut gândul ăsta că e nepriceperea mea, nu era Sfântul Maxim, când am dat hârtia la o parte, mi-am dat seama că cu pensula mă stricasem toată mâna stângă. Și atunci am râs așa în sinea mea și am zis: da, Sfinte Maxim, tu ești. Deci cumva provocările cele mai mari sau greutatea este una duhovnicească, fiindcă părțile artistice de desen, cromatica, se învață. Lupta e în partea cealaltă de a face o icoană autentică.
Sunt anumite canoane, dar este și o mare libertate, fiindcă e libertatea Duhului, adică și în biserică nu poți să treci dincolo de dogme. Dar în interiorul dogmelor, adică stai la adăpostul adevăratei credințe și dreptei credințe, dar și Harul Sfântului Duh e viu și lucrează. Poți să vii cu noutăți sau sunt diferite izvoare sau sunt icoane noi sau sunt sfinți care nu au o icoană pictată sau fresce făcute sau cu scene din viață. Canoanele cumva ne feresc să nu cădem în erezie. Unul dintre criteriile icoanei autentice este acela că ea trebuie să exprime adevărul de credință. Și din păcate și în ortodoxie și în ultimele secole, adică după secolul XVII, a fost o degradare a icoanei, dar și a teologiei icoanei și icoana n-a mai fost înțeleasă așa cum o înțelegeau Sfinții Părinți și sub influența renascentistă și s-a pierdut limbajul icoanei. Ca o icoană să fie adevărată, trebuie să exprime adevărul de credință propovăduit de biserică și să fie o expresie a rugăciunii. Unele ies din prima, unele cumva trebuie să mucinicești. Adică mi s-a întâmplat și icoane la care poate am muncit 2 luni de zile sau 3 luni de zile să le stric într-o noapte, atunci când se dă lacul final de protecție și s-a stricat toată icoana și după aceea a fost muncă de restaurare, de dat jos cu lama, dar în general când e ceva care cumva nu este, n-am nicio problemă să dau jos și să refac. Sau simți că n-ai fost în starea potrivită și lucrurile sunt împotmolite și atunci mai bine reiei toată munca de la capăt. Cum intrați în starea asta? E o căutare a unei stări, că nu știu dacă intru vreodată în starea aceasta. Trebuie să fim sinceri, fiindcă am pictat și în Muntele Athos și acolo este ritmul de rugăciune, rânduiala, ascultarea în mănăstire. Când se intră în atelierul de iconografie, se spune numai rugăciunea inimii, nu sună telefoane, cumva nu e nimic care să te distragă. Iar aici, pentru noi, suntem ca un creștin în lume care se află într-o zbatere și într-o căutare. E clar că ai nevoie de rugăciune, dar ai nevoie și de o liniștire. Și din perspectiva asta, cumva trebuie să-ți iei timpul acesta. Iconografia, cât și preoția, cere totul. Adică nu merge cu jumătăți de măsură. Și copiii la fel și familia, cam la fel. Și cumva trebuie să caut să le îmbind, dar e nevoie de o retragere. De aceea, de multe ori ajung cumva să muncesc, să pictez la icoană noaptea. După ce se liniștesc toate, nu mai primesc telefoane de la ienuria și din parohie, cumva se liniștesc toate apele, s-au culcat copiii, la ora 9 vin în atelier și lucrez până la 2-3 dimineața. Și se întâmplă des lucrul acesta. E nevoie de rugăciune, adică deși de rugăciunea inimii și părinții din Muntele Athos au ascultarea aceasta în timpul lucrului, se spune rugăciunea inimii șoptit, dar nu în gând, și ca un zumzăit de albină. Și atunci e o adunare, că de fapt icoana asta trebuie să fie un fel de rugăciune sau rugăciune adresată Sfântului care se imprimă acolo în imagine. La mănăstirea Vatoped, pentru o icoană nouă, se face sinaxă, iar iconograful decide împreună cu starețul și părinții felul în care se pictează. Rânduiala este foarte strictă. Iconografii nu pot asculta aici nici muzică bizantină, nici acatiste. Fiecare pensulație este o rugăciune transpusă în culoare. Am mers de mai multe ori la mănăstirea Vatoped și acolo am lucrat diferite icoane pentru mănăstirea Vatoped. Ori comenzi de ale lor, ori special pentru mănăstire, sau erau unele icoane care mergeau spre România chiar, spre mănăstiri din România. Maica Domnului în general. Și ați simțit acolo un duh aparte? Adică v-ați simțit altfel? E o liniștire. Oricine merge în Muntele Athos, poate nu conștientizează imediat. Atunci când merge în Muntele Athos, tu pleci cu duhul de aici. Ai nevoie de câteva zile în care să intri în ritmul de rugăciune și apare acea liniștire și întâlnirile cu părinții de acolo care sunt înduhovniciți
Și încetul cu încetul te încarci cu Harul Dumnezeu și cu o stare specială. Și poate mulți nu conștientizează, însă conștientizează șocul pe care l-au când ies din Muntele Athos și simt că s-au întors în lume. Când merge o trecere treptată sau o creștere treptată și revenirea e bruscă. În ce măsură se vede liniștea sau neliniștea pe care o aveți în icoană? Se vede fiindcă nu poți să minți în icoană. Nu te poți preface. Adică poți din punct de vedere artistic, tehnic să fie desăvârșit, dar cumva dacă nu ai fost într-o stare de rugăciune sau oarecum fals să spunem că suntem în stări de rugăciune, cel puțin noi aici în lume, însă acolo transpui și o parte din tine. Și dacă acolo trebuie să imprimi cumva o stare de sfințenie pe care a avut-o Sfântul, trebuie să guși puțin sau să fii în căutarea acelei stări de sfințenie, adică de curățire, de liniștire, de rugăciune. Dar de multe ori am și semnul acesta că dincolo de neputințele mele a lucrat Dumnezeu. Adică eu îmi știu neputințele și neajunsurile, dar tot ca într-o sfântă liturghie. Adică de multe ori nici noi ca preoți în sfânta liturghie nu suntem poate 100% acolo sau nu suntem mereu în aceeași stare duhovnicească pe care trebuie să o avem sau nu suntem mereu la fel de pregătiți pentru săvârșirea sfintei liturghii. Și eu aș asemăna, fără frica de a greși, cumva lucrarea iconografică tot ca o lucrare liturgică. Dacă în liturghie pâinea și vinul care se aduc se sfințesc, se prefac în trupul și sângele Mântuitorului, aici e vorba mai mult de a imprima chipul persoanei, ca acel chip să aibă aceeași identitate cu persoana Sfântului. Nu confundăm, nu se transformă culoarea, lemnul, aurul în Hristos, dar e persoana lui Hristos reprezentată. Și chipul persoanei nu e despărțit de persoana care este în Împărăția lui Dumnezeu. Orice parcurs iconografic trebuie să fie un parcurs și cu tine. Dacă iconarul nu ajunge la sfârșitul pictării unei icoane să aibă evlavie față de Sfântul pe care l-a pictat, a cam ratat întâlnirea cu Sfântul. Avem aici icoana Sfântului Benedict. Nu a fost un sfânt față de care să fiu foarte apropiat sau să știu foarte multe. Dar trăind în Occident și el fiind părintele monahismului occidental împreună cu Sfântul Ioan Casian, el a pus regulile monahale. Avem și ordinul benedictin, care e cel mai vechi ordin monahal. Și în general, cumva, el este perceput mai mult cu Biserica Romano-Catolică, nu prea este cunoscut în Biserica Ortodoxă. Însă, citindu-i viața, îți dai seama că e un mare, mare sfânt și un sfânt al Bisericii Universale. Dragostea mea față de Sfântul Benedict a crescut foarte, foarte mult. Uneori se vor sfinții pictați, adică nici nu te gândești și primești o icoană. Am avut o expoziție la Paris, eram la Iași student, începusem să pictez o icoană cu Sfântul Dionisie Areopagitul, îi făcusem numai chipul și nu reușisem să o finalizez. Și când am plecat la Paris, am spus: nu mai iau icoana cu Sfântul Dionisie Areopagitul cu mine. Cine a auzit la Paris de Sfântul Dionisie Areopagitul? O las aici, că nici nu știu dacă o să am timp să mai pictez acolo. Și în timpul expoziției vine o doamnă pictor, artist plastic, foarte renumită, româncă, plecată de 50-60 de ani în Franța. Făcea parte din comunitatea de la Saint-Sulpice. Și vine la expoziție și se uită așa la toate icoanele și după aceea vine: da, foarte, foarte frumoasă icoană, dar n-aveți cumva o icoană cu Sfântul Dionisie Areopagitul? Dar m-aș fi bucurat dacă ați fi avut o icoană cu Sfântul Dionisie Areopagitul. Și după aceea, când m-am întors, chiar am pictat-o și am dăruit-o. Dumnezeu lucrează și sfinții prin icoană lucrează într-un mod foarte, foarte tainic, foarte fin. Însă, noi trebuie să fim conștienți că avem o mare comoară pe care nu o fructificăm cum ar trebui. Adică trebuie să fim foarte pretențioși în ceea ce privește icoanele cu care ne înconjurăm noi acasă, icoanele pe care le oferim celorlalți, fiindcă dacă icoana e autentică, lucrează în sufletul omului. Și
Icoana este o transpunere a textului Sfintei Scripturii în imagine cu toate înțelesurile lui, de aceea iconarii sunt numiți și iconografi, adică scriitori de icoane. Ca și Sfânta Scriptură, icoana autentică este un izvor de apă vie din care, dacă ne adăpăm, începem să ne zugrăvim pe noi înșine după modelul viețuirii sfinte în Dumnezeu. De multe ori, românii stabiliți în Occident își poartă biserica și icoanele în mașină, amenajând spațiile care le sunt puse la dispoziție pentru fiecare sfântă liturghie. Parohia Părintelui Răzvan, aflată la 60 de kilometri de Viena, a reușit să cumpere un lăcaș de cult, înfrumusețat și împodobit după tradiția bisericii noastre cu icoane ortodoxe autentice. Eu am nevoie de icoană. Am nevoie de icoană și credincioșii au nevoie de icoană și preotul are nevoie de icoană. Adică icoana schimbă întreaga atmosfera bisericii sau dă atmosfera de rugăciune a bisericii. De aceea, dacă ești înconjurat numai de icoane autentice care au fost făcute într-un duh de rugăciune, atunci acolo este o imagine a unei rugăciuni. Și lucrul acesta te cheamă și pe tine spre acel duh de rugăciune. La început puneam două, trei icoane, erau câteva tablouri ale comunității catolice care ne-a lăsat să slujim în biserica lor și după aceea am cumpărat biserica. Sunt multe biserici pe care noi le primim de la Biserica Romano-Catolică sau de la Biserica Evanghelică, dar și spațiile acelea trebuie convertite. Și convertirea aceasta nu vine decât prin imagine, adică prin icoană, dar și prin slujirea liturgică. Parohia este în Wiener-Neustadt, la 60 de kilometri de Viena. E o parohie foarte dinamică, aproape în fiecare duminică sunt chipuri noi. Eu ca iconograf am memoria vizuală și dacă apar chipuri noi, îi recunosc imediat. Este ca într-o orice parohie un nucleu, poate de 100 de familii, care s-au împrietenit între timp, care sunt foarte apropiați, care sunt prezenți mai tot timpul în biserică. Însă am observat în ultimii ani cumva o creștere foarte mare a numărului de români. Deci apar familii, din păcate, sunt unii care vin din România, sunt unii care, după criza din 2008, s-au retras din Italia, se retrag din Spania și cumva sunt mai aproape de casă. Însă sunt și, față de alte țări, cumva sunt comunitățile rămân foarte legate de comunitățile de acasă. Satele de unde vin oamenii, de orașele de unde vin, sunt doar 4-5 ore, 6 ore până la Timișoara, Oradea, Arad. Când este un weekend mai lung sau cumva li se face dor, fug repede acasă. Bineînțeles că lucrul acesta se simte și în parohie, însă oamenii rămân cu dragoste față de ce înseamnă tot duhul acesta românesc și ortodox și credința strămoșească și locurile natale. E surprinzător, fiindcă sunt foarte mulți, de exemplu, care lucrează în Viena și locuiesc acolo în Wiener-Neustadt. Sunt unii care lucrează la institute de cercetare, profesori, ingineri, sunt profesori universitari care stau cam la o oră și ceva de Viena, preferă să stea într-un aer curat, într-un sătuc de munte și să facă naveta, de când cu pandemia și cu posibilitatea de a face home office. E un avantaj pentru mulți, dar cei care vor să aibă poate mai multă liniște sau mai mult spațiu, ies în afara Vienei. Sunt români care sunt deja de 20-30 de ani în Austria, sunt foarte bine integrați, dar care sunt cu credința la fel de fierbinte și foarte apropiați de biserică și au ajutat foarte mult comunitatea. Este Viena un mediu prielnic pentru un iconar? Să definim ce înseamnă mediu prielnic. Un mediu inspirațional, un mediu care să-ți permită financiar, un mediu care să te provoace. Eu văd cumva prielnic orice loc unde poți să aduci un plus tu. De fapt, tot Occidentul este un loc în care e prielnic pentru a face ceva. Majoritatea au venit cumva căutând un trai mai bun, o situație financiară mai bună, asta este realitatea. Cumva noi suntem chemați nu numai să profităm de servicii mai bune și o calitate a vieții mai bună, ci suntem cumva chemați să și dăruim. Oamenii de aici din Occident și din Austria și din Viena au nevoie de sufletul românesc. Și sufletul românesc înseamnă și credința ortodoxă, înseamnă și
arta românească, tot ce ține de, de spiritul nostru. De aceea zic că e un mediu foarte prielnic, adică este și un mediu cultural, un mediu artistic. Sunt foarte mulți interesați de ce înseamnă arta bizantină, sunt foarte mulți interesați de ce înseamnă icoana în general, și în Viena, dar și peste tot în Occident. Și când eram în perioada studiilor la Paris, ca student cu expozițiile de la Paris, majoritatea erau atrași ca un magnet de icoană și veneau și puneau foarte multe întrebări. Și stăteau în fața icoanei câte 15-20 de minute și cumva nu se mai săturau de a întreba, fiindcă sunt foarte mulți și ortodoxi, și occidental, care nu mai cunosc limbajul icoanei, care are o încărcătură teologică foarte mare și ai un întreg univers și un univers infinit că e al lui Dumnezeu. Și poate fi și un dezavantaj faptul că aveți memorie vizuală? Aveți un ochi critic? Am un ochi critic, dar încerc să fiu în general indulgent, dar în ceea ce privește arta, mai ales arta sacră, din păcate am un ochi poate prea critic, poate să fie și un dezavantaj, fiindcă este atracția asta a imaginii și imaginea nu-i tot timpul curată. Da? Și pentru un iconograf ai nevoie ca ochii tăi să fie curați. Ai nevoie de un post al ochilor. Da, ai nevoie neapărat de o postire a ochilor și nu poți să o ai tot timpul aici. Așa cum trebuie să ai și o postire a minții și de mâncare și de toate patimile cu care ne luptă diavolul. Fiecare dintre noi trăiește într-o lume a imaginii. Dar cu atât mai mult au început și Biserica Protestantă și Evanghelică și Neoprotestant și Biserica Romano-Catolică să conștientizeze că au nevoie de icoană. Pe hârtie sau litografiată sau pictată, omul cumva are nevoie de a se hrăni și într-o imagine curată. Icoana este un antidot la imaginea pervertită cu care ne întâlnim zi de zi. O imagine care e diferită de cea din România, adică ispitele sunt mult mai multe. Ispitele sunt mult mai multe, provocările sunt mult mai multe. Oamenii vin în biserică cu toată încărcătura de peste săptămână. Dacă stăm cu privirea fixată pe o imagine și după aceea mergem spre un perete negru sau alb, avem pe retină cumva imaginea aceea. Un om care nu are o imagine iconografică, antidot în care să îl cheme spre sfințenie, să-i vorbească despre un alt fel de viață, spre o viață mai înaltă, mai bună, mai plină de dragoste, curată, cum e chipul Maicii Domnului, a Domnului nostru Iisus Hristos, a Sfinților. Cântarea are rolul ei, rugăciunile liturgice au rolul lor, dar se completează, adică e nevoie neapărat și de icoană. Altfel, mintea fuge, se risipește, adică dacă un Sfântul Antonie n-ar fi avut nevoie neapărat de icoană, fiindcă el era în pustie, pentru el întreaga natură era ca o sfântă scriptură. N-avea ispitele de a vedea imagini, te duci în stația de metrou sau de autobuz sau așa, te întâlnești cu lucrurile acestea. Pentru o adunare a minții sau o liniștire nu avea nevoie de icoană. Mântuirea e posibilă și fără icoană, dar depinde de condiții. Dar în lumea noastră avem fiecare nevoie în casele noastre de o icoană frumoasă. Icoana pictată e de fapt icoana autentică. Noi ne-am obișnuit și prea mult cu chiciu și cu reproducerea. Pretențiile față de o icoană nu mai sunt aceleași și nu e vorba numai de a avea un bun gust, adică de a-ți lua un obiect care să fie, din punct de vedere artistic, foarte decorativ și să stea bine pe perete. E vorba, Nicoan, în primul rând, de a avea un ajutor în care, un colțul de rugăciune care să te ajute să te pună într-o stare de rugăciune. Ce astfel de icoană aveți în colțul dumneavoastră de rugăciune? Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului, icoana cea mai mare de acasă de la noi nu e pictată de mine. Prima experiență de rugăciune trebuie să aibă iconarul în fața icoanei. Adică icoana presupune și foarte mult timp de contemplație sau de privit. Icoana nu se pictează așa mecanic, adică nu poți să te apuci să pictezi
și gata icoana. Sunt cu multe pauze de a privi, de a te ruga și de a vedea unde vrei să ajungi și cumva unde vrea de fapt Sfântul. Eram în anii de studenție la Paris, am pictat foarte multe icoane pentru episcopia Italiei. Nu mai știu ce icoană pictasem. O pictasem într-un fel, îi dădusem lacul protector și au fost ceva reacții și s-a schimbat toată expresia Sfântului. Și eu eram foarte nemulțumit și îi spun preasfințitului Siluan, preasfințite, da, aici cumva trecerile acestea, transparențele acestea, expresia s-a schimbat. Și preasfințitul îmi spune, păi mai lasă și sfințe să iasă cum vor ei, nu numai cum vrei tu. E o împreună lucrare. Dincolo de neputințele noastre sau dincolo de faptul că poate nu conștientizăm cu adevărat lucrarea la care suntem chemați, au și sfinții lucrarea lor, fiindcă de fapt icoana nu este a mea, de asta nu se semnează iconarul pe icoană, ci este a Sfântului. Este și un dar al nostru pentru Sfânt, asta trebuie să conștientizăm. Adică atunci când pictez o icoană, e o mare responsabilitate, fiindcă eu zugrăvesc chipul Sfântului și trebuie să te întrebi, este Sfântul, de exemplu, Sfântul Benedict mulțumit de echipul pe care am reușit eu să-l zugrăvesc? Deci este și un dar al nostru pentru Sfânt sau pentru Domnul nostru Iisus Hristos sau pentru Maica Domnului. E și o responsabilitate, dar e și un dar din partea cealaltă. Își dăruiesc ei chipul pentru noi, pentru a ne ajuta. Să ne deschidem sufletul spre împărăția cerurilor. Cum arată o săptămână de-a dumneavoastră? Da, e de la o săptămână la alta diferit. Sunt perioade care liturgic sunt foarte intense și atunci cumva partea iconografică se reduce la 2-3 ore de lucru pe zi, dacă le prinzi. Programul începe cu copii, trebuie să-i pregătim de școală, de grădiniță. La vină noi ștat facem naveta. Atunci când biserica a dat anumite rânduieli și anumite canoane ca preotul să locuiască în parohie, e o rațiune acolo pastorală. Însă Occidentul nu-ți oferă lucrul acesta. Plus că în primii ani a fost așa o misiune pastorală numai la vină Neustadt. Cumva două duminici slujeam la Sankt Pölten. Sunt 60 de kilometri spre Germania, două duminici la Wiener Neustadt. Uneori slujeam liturghia dimineața la Sankt Pölten, după amiaza mergeam la Wiener Neustadt și cumva la sfârșitul zilei vedeai că ai undeva la 220-240 de kilometri făcuți într-o duminică. Și au fost 2 ani în care am făcut drumul acesta. Majoritatea preoților în Occident au o meserie. În Austria este avantajul că există posibilitatea de a preda religia și lucrul acesta este susținut de stat. Eu ca iconograf e compatibil cu preoția ceea ce fac. Nu intervin anumite neajunsuri, însă în Mitropolia Germaniei, unde nu pot să predea religie preoții, e toată plaja de meserii, de la profesori universitari, oameni de știință, fizicieni, psihiatri, până la muncitori pe șantier, șoferi de tir, ca să se poată întreține. Sub egida Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Părintele Răzvan a organizat la începutul verii o tabără de spiritualitate și tradiție ortodoxă pentru copii. Părintele organizează frecvent ateliere de pictură la Biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Ștefan cel Mare din Viena. Avem mai multe ateliere, va fi un atelier de iconografie, va fi un atelier de fotografie, un atelier de muzică, un atelier de creație, vor încerca cei mici să facă un acoperământ pentru Sfânta Masă pe care vom sluji Sfânta Liturghie acolo. Ateliere de comunicare, de team building, jocuri, program liber, dar și programul liber este tot organizat. Pentru noi ca și animatori sunt câteva zile în care trebuie să dai toată energia și nu ai nicio clipă de respiro. Deși dai toată energia fizică și psihică, după aceea simți că ai o încărcătură sufletească foarte mare. Și deși spre sfârșitul taberelor poate zici nu mai trebuie tabără anul viitor, îți dai seama că anul viitor abia aștept să faci. E un mare dar făcut copiilor și e foarte important pentru sufletul lor, fiindcă dacă
Noi, ca biserică, nu le creăm amintiri frumoase în biserică. Biserica investește foarte mult în aceste tabere cu copii, în activități parohiale cu copii, aproape sâmbătă de sâmbătă, duminică, în toate parohiile din Viena și din Austria, sunt activități cu copii. Fiul risipitor, dacă presupunem că e un copil care nu e crescut în biserică, un copil care nu este împărtășit, un copil care, să zicem, poate rămâne doar cu constrângerea asta, fiindcă mulți copii simt ca pe o constrângere, hai să mergi la biserică. E foarte importantă și împărtășirea, sunt copii care se acomodează, dar parohiile din Occident sunt și centre de socializare. Asta este realitatea, oamenii vin și pentru credință, vin și pentru a se ruga, dar vin și pentru a socializa. Și copiii care vin duminică se și împrietenesc între ei. Prieteniile acestea devin și mai puternice și mai adânci și atunci când ei se joacă împreună, când au activități, când au un timp, dincolo de timpul liturgic petrecut împreună. E mai important cumva să nască prietenii și să aibă momente de bucurie și de veselie și să vadă că în biserică, a fi creștin ortodox, înseamnă și multă veselie și joacă și bucurie și apropiere, să vadă că părintele nu e numai acolo cel care slujește și foarte serios în liturghie, dar joacă și fotbal, se joacă cu copii. Vom avea o seară a talentelor în care copiii sunt încurajați să vină cu ceva frumos. Cei care știu să cânte la un instrument, să cânte la un instrument. Fiindcă sunt mulți copii care spun, da, eu nu am niciun talent, cumva îi încurajăm să vină cu ceva. Vor fi concursuri, vor fi campionate. Ei sunt foarte atrași și de icoană, adică de atelierul de icoană și la tizmana. De multe ori îmi impuneam așa, spuneam, da, anul acesta, din 60 de copii, nu voi lua decât 15 la atelierul de icoană și mă trezeam cu 27, cu 30 și e foarte greu să lucrez cu 30 de copii câteva zile, dar nu pot să-i refuz. Și aici când părintele Emanuel am făcut un atelier de icoană cu copiii din parohie și i-am spus, l-am rugat, părinte, puneți o limită, că nu e posibil să lucrez cu 50-60 de copii, vă rog să fie doar 30, până la urmă au fost 60. Atelierul de lucru al părintelui Răzvan se află în proximitatea Bisericii Sfântul Ștefan cel Mare din Viena, lăcaș de cult pentru care a pictat deja icoanele împărătești de pe catapeteasmă. Atelierul face parte dintr-un spațiu expozițional gândit ca o galerie permanentă de icoane. Ideea părintelui este aceea de a îl provoca pe trecătorul obișnuit să descopere icoana. Eu am fost chemat spre preoții în 2014, eram la Viena deja de 4 ani, mergeam la Simmering, acolo unde slujea părintele Nicolae Dura, cu părintele Emanuel și cu părintele Ioan Moga. Era comunitatea mult mai mică decât este acum și după aceea când am fost hirotonit preot, părintele s-a îngrijit și la capela unde slujea Sfinția Sa în timpul săptămânii, la capela din centru. Acolo am făcut practica. Și așa ne-am apropiat și acum cumva este și proximitatea, fiindcă biserica a venit, de care se îngrijește părintele Emanuel și care a fost construită, a venit, adică suntem menoria și ai părintelui Emanuel. E foarte greu să închegi o parohie. Cred că fiecare parohie are nevoie cam de 7, 8 ani, 10 ani de slujire continuă, dar de multe ori nu e posibilitatea să slujești duminică de duminică. Sau sunt ore la care poți să te folosești de un spațiu, dar care nu prea mai sunt potrivite. Ora 11:30 trebuie să fie oamenii cu credință și cu multă dragoste față de Dumnezeu ca să renunțe la prânz. Eu căutam, fiindcă acasă nu mai aveam loc, aveam o cameră în care lucram, după aceea am fost în căutarea unui spațiu pentru atelier. A fost cumva materializarea unui gând care încă nu e finalizat, dorința aceasta de a avea un spațiu ca un mic muzeu de icoană. Și în general lumea occidentală, dar în special austrieci, au un talent foarte mare în a-și promova valorile sau cumva orice mărunțiș. Adică dacă mergem prin Viena, vedem, în această casă a noptat pentru
zile Beethoven sau un muzeu, cineva a colecționat biciclete și face un muzeu de biciclete. De exemplu, în Germania sunt mai multe orașe unde sunt muzei de icoană. La Paris, la fel, sau în muzeile mari sunt departamente. Și aici, cumva, sunt câteva lucruri, dar tocmai în gândul ăsta ca icoană sau cei care nu mai intră într-o biserică și nu sunt interesați de a intra într-o biserică, măcar și accidental, așa cum noi ne întâlnim accidental cu imagine rea, să le ofer șansa să se întâlnească cu chipul lui Hristos. Și aici spațiul acesta l-am găsit, cu deschidere la parc. Este o școală cu câteva sute de elevi chiar aici la colț, mai este o școală cu 1800 de elevi, tot timpul zilei e plin de prichindei în parc. Ideea este ca într-o parte să fie atelierul unde lucrez, uneori să vin și aici în spațiul acesta de expoziție, să fie o expoziție permanentă de icoană, cu icoană explicată, ca un mic muzeu, cine vrea să intre, să aibă posibilitatea să înțeleagă icoana mai adânc și să fie și două vitrine în care să fie expuse două, trei icoane, fiindcă orice întâlnire e o șansă. Și doi tineri de ajuns să meargă pe stradă, că s-au privit odată în ochi și s-au îndrăgostit. Pentru cei care nu mai au cumva chemarea aceasta sau curiozitatea să intre într-o biserică ortodoxă sau șansa să se întâlnească cu chipul lui Hristos din icoană sau cu o imagine care să le vorbească totuși despre o altă lume, despre Împărăția lui Dumnezeu, cumva să aibă șansa aceasta într-un spațiu familiar, prietenos, unde locuiesc. Vedem cum o să lucreze Dumnezeu. Deocamdată suntem la început. Provocarea cea mai grea este să colecționez icoanele. Sunt foarte multe comenzi, nu apuc să le fac. Sunt cu ceva ani în urmă cu comenzile. Deocamdată e provizorat, dar și așa sunt foarte mulți curioși. Geamurile nu sunt libere, dar am lăsat special banda aceea, că vin curioși și se uită. Sau dacă este geamul deschis sau ușa deschisă, bat în geam, intră, le explic, le arăt și celor mici cum se pune aurul și le arăt foița de aur și icoanele. Sunt mulți care întreabă ce fel de artist sunt, le explic despre ortodoxie. E ca un loc în care oamenii au șansa să descopere puțin din frumusețea ortodoxiei. Între francezii convertiți la ortodoxie, fie că au fost catolici sau n-au avut credință, dar dintre acești francezi, 90% primul contact cu ortodoxia l-au avut prin icoană. Ori au fost în Grecia și au vizitat mănăstiri, biserici vechi, ori în România, ori în țările ortodoxe, ori au întâlnit o icoană într-o expoziție sau într-o biserică. Mergem în Ștefansdom, acolo intră oameni de peste tot din lume, și asiatici, și musulmani, și creștini, dar singurul loc în care este un loc de rugăciune permanent este în partea dreaptă, unde este acea icoană mică, făcătoare de minuni. Cumva toți intră, sunt copleșiți de măreție, se plimbă ca în orice obiectiv turistic, dar în colțul acela smerit sunt mulți oameni care se roagă Maicii Domnului. La un moment dat, băiatul nostru mai mare, acum are 14 ani, când era la grădiniță, i-am făcut ziua de naștere și a venit un coleg cu mama lui, dânsa era muzician și știa că eu sunt iconograf, dar nu știa ce înseamnă. Aveam o icoană, fusese o comandă și cei care au comandat-o s-au răzgândit, nici n-au văzut icoana. Era o icoană mare cu Domnul nostru Iisus Hristos și noi o foloseam ca și icoană de rugăciune. Am expus-o la Iconare Notopeni la prima ediție și cei de la primăria din Notopeni au luat-o și este acolo în primăria din Notopeni. Au venit la noi și m-a rugat să-i arăt ce lucrez. Și am dus-o acolo la locul de rugăciune și ea a rămas așa foarte, foarte impresionată. Eu am crezut că vrea doar să facă un
compliment. A rămas câteva minute și a privit icoana și mi-a zis, uite, eu nu sunt credincioasă, dar eu simt că persoana asta din icoană nu e doar un om. Da, poate a vrut să facă un compliment, dar când a venit cu soțul ei a doua oară, primul lucru pe care l-a spus când a intrat în grădina noastră, a spus, mai aveți icoana aceea că vreau să-i arăt soțului. A marcat-o foarte, foarte mult și asta e șansa întâlnirii, că la un moment dat vorbeam despre importanța taberilor și cu fiul risipitor. Fiul risipitor a ajuns risipitor, a risipit toată averea, a ajuns pe marginea prăpastiei și ne spune Evanghelia că la un moment dat și-a venit în fire, da, și-a adus aminte de casa tatălui său. Dar ca să-ți vii în fire sau să-ți aduci aminte de ceva, de casa tatălui, trebuie să fii avut niște momente de fericire, de bucurie, de prezență a tatălui. Pentru copii e foarte important cumva noi să le oferim cât mai multe momente de bucurie și de veselie și ca ei când vor ajunge pe marginea prăpastiei și când poate își vor pierde credința și nu își vor mai asculta nici părinții, nu vor mai veni la biserică, dar când vor ajunge în momentele limită sau în păcate foarte grele și când vor simți că nu mai pot și vor aduce aminte de momentele de curăție sufletească, de inocența ale copilăriei, de comuniune cu Hristos, de împărtășire, de spovedanie și vor aduce aminte că stai că părintele, uite, era bun și îi spuneam ce am făcut rău și îmi citea rugăciunea și mi erau iertate toate păcatele și asta este șansa lor. Ce pictori iconari apreciați? Ce lucrări vă sunt la suflet? Lucrări contemporane, nu știu, poate nu neapărat din biserici ortodoxe. Eu îl savurez foarte mult pe Gustav Klimt și aici. Și cumva partea aceasta decorativă, fiindcă el s-a inspirat foarte mult din arta bizantină, mai ales în părțile decorative. Au așa un aspect, să zicem, iconografic lucrările lui. Iar la icoană, orice icoană veche. La Muntele Sinai, când am fost fascinat de muzeu. Toate icoanele din Muntele Athos, din România, de la Muzeul de Istorie Arte, din București, din mănăstiri, fresce, din orice icoană te poți hrăni și orice icoană este făcătoare de minuni sau poate să fie făcătoare de minuni. Facerea aceasta de minuni ține și de noi. De fapt, icoana făcătoare de minuni este icoana care te ajută pe tine să te transpui într-o stare de rugăciune autentică. Uite, luăm exemplu icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Neamț. E o icoană bizantină, e o icoană care de 500 de ani, generații de generații au trecut în fața ei și s-au rugat. O icoană veche are cu tot o altă atmosferă decât una nouă. Însă o icoană, dacă este pusă într-un muzeu, cumva își pierde puțin din finalitatea ei. Rolul ei principal este să fie într-un loc unde omul vine și se roagă. Putem să spunem că sunt icoane cu care Dumnezeu a făcut minuni sau sunt icoane prin care Dumnezeu face minuni sau sunt icoane în fața cărora rugăciunile noastre sunt auzite de către Dumnezeu. Fiindcă nu o rugăciune spusă formal sau cu mintea în altă parte cumva ajunge la Dumnezeu, ci rugăciunea din inimă. Spuneam la început că o icoană autentică are două criterii. Să exprime adevărul de credință și după aceea rugăciunea. Și rugăciunea cum e? Spunea părintele Nicolae Ozolin, care e profesor la Saint-Serge, spunea că o icoană rea respinge rugăciunea. Adică dacă duci în fața unei icoane și nu te poți ruga, nu e icoană. Din punct de vedere artistic poate să fie impecabil. O icoană rea respinge rugăciunea. O icoană bună acceptă rugăciunea, adică te poți ruga. O icoană foarte bună ajută rugăciunea, adică te ajută să fii într-o stare de rugăciune, iar o icoană excelentă sau o icoană care spunem noi că e făcătoare de minuni, este ea însăși rugăciune. Te învață icoana ce înseamnă rugăciune. Nu am înțeles așa, dacă m-am dus la Mănăstirea Neamț, fiind îndrăgostit de icoana aceea care este foarte frumoasă și din punct de vedere artistic și teologic, când m-am dus la Mănăstirea Neamț, m-am dus în fața icoanei și acolo am înțeles ce înseamnă să fii în fața unei icoane făcătoare de minuni, care este o expresie a rugăciunii. Fiindcă, efectiv, dacă te duci cu inima curată și te duci ca să te rogi, ești acolo ajutat să fii în starea aceea de rugăciune.
Și, de fapt, minunea se întâmplă când noi cu adevărat suntem cu iubire față de Dumnezeu și ne rugăm în modul cel mai curat și autentic. Eu nădăjduiesc cumva prin icoanele pe care le fac cu ajutorul Dumnezeu să lucrez puțin și la mântuirea mea. Dacă ajut pe cineva să crească în dragostea față de Dumnezeu și să facă o rugăciune, cumva o bucățică din rugăciunea aceluia este și pentru mine. Adică o să ajute puțin și pentru mântuirea mea. Dând mărturie despre setea de icoană a lumii din afara ortodoxiei, părintele Răzvan este convins că sfinții care ne vorbesc în duhul adevărului prin chipurile lor ar trebui expuși mai des în cetate. Într-o împărăție a imaginii din ce în ce mai degradată și născătoare de patimi, icoanele părintelui Răzvan sunt o chemare de a ne reorienta modul de viețuire după scopul pentru care am fost creați. E clar că vine și o mulțumire omenească, da? Prin bucuria pe care o vezi în ceilalți. Dar cea mai mare satisfacție a mea și bucurie este dacă cumva icoanele pe care le fac simt că îi ajută o comunitate. Și în ultimul timp iau foarte puține comenzi pentru icoane care vor fi folosite într-un spațiu privat. Cumva mă axez pentru comunități, fiindcă spațiul liturgic are nevoie de icoană. Atunci când oamenii, generații și generații, zi de zi, zeci de oameni, sute de oameni s-au rugat în fața unei icoane, acolo este o încărcătură de har sfânt. La Sfânta Cuvioasă Parascheva sau la Sfântul Dimitrie sau la Moaștele Sfinților, păi se întâmplă minunile, fiindcă acolo oamenii vin de zilele lor, de sărbătoarea lor, să se închine. Da, și e o revărsare de har din partea lui Dumnezeu pentru care mijlocește și Sfântul. Icoana trebuie să fie încadrată liturgic, adică o icoană pe care am pictat-o și pusă doar pe perete e doar piesă de muzeu, nu-și găsește finalitatea, scopul pentru care a fost pictată. N-am pornit de capul meu, adică am cerut binecuvântare, am vorbit cu părinții de la Mănăstirea Vatoped. Tot timpul când am cerut un sfat de la sfătuitori adevărați, a spus, lasă-mă să mă rog și îți spun în 2-3 zile. Eu și l-am rugat pe părintele Chiril, părinte, uite, asta ar fi gândul. E bine, nu e bine să avem șansa sau nu avem șansa, fiindcă a fost și o șansă să găsesc spațiul acesta. Și părintele mi-a spus, lasă-mă să mă rog și mi-a dat răspuns, dar cred că e un gând bun pornit. Și Dumnezeu după aceea a și așezat lucrurile, fiindcă nu aveam nicio șansă sau nu aveam nicio posibilitate logică de a obține spațiul acesta și până la urmă Dumnezeu a lucrat, dacă a deschis calea. Da, nădăjduim cumva noi, ca și Biserică Ortodoxă, să valorificăm tot tezaurul și toată bogăția pe care o avem și să conștientizăm valorile și marile daruri pe care putem să le dăruim celorlalți. E mare nevoie de noi și vedeți că e o pronia lui Dumnezeu, prezența noastră aici, chiar dacă noi ca români suntem, poate din alte motive am venit aici, însă românii ortodoxi, credincioși ortodoxi care sunt aici în Occident, sunt poate șansa Occidentului de a rămâne un Occident creștin. Noi prin arta noastră sau prin icoană vorbim foarte mult despre ortodoxie. Dacă un occidental intră într-o biserică și vede acolo caricaturi sau chichiuri sau așa, nu se regăsește. Dar și, în general, oamenii din Occident au un spirit critic foarte puternic. Cumva un ochi foarte rafinat și obișnuit cu frumosul. Dacă vrem să-i ajutăm pe ei, trebuie să le dăruim maximul. Miluiește-ne pe noi. Feedback-ul l-am dacă am ocazia să stau puțin așa mai retras, să privesc cum se apropie oamenii de icoană și se roagă. Eu mi-am făcut datoria, adică ce am putut eu, dar tot ce e bun acolo e harul Dumnezeu. Vă spun la modul cel mai sincer, orice icoană care e reușită nu e icoana mea. Da? Fiindcă dacă ar fi după putințele mele, n-are cum să iasă ceva bun. Da? Dar e, de fapt, milostivirea lui Dumnezeu care trece dincolo de neputințele noastre. Sfinte, fără de moarte, miluie.
Thank you.